Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit rețeta bunicii mele de gem de prune cu nucă. Vă prezint ingredientele necesare. 2 kg de prune. Prunele le-am adăugat în apă cu oțet timp de o oră. Voi scurge această apă. După ce le-am scurs de apă, le-am clătit încă o dată cu apă rece. Pentru prune vom avea nevoie de zahăr și nuci. Prima dată vom scoate sâmburii din prune, iar pruna o vom lăsa exact pe jumătate. Am terminat prunele de curățat, le voi adăuga într-un alt bol pentru a vedea ce cantitate de prune am obținut. Eu am prunele foarte coapte, dacă veți face din prune ce nu sunt foarte bine coapte, veți adăuga o cantitate mai mare de zahăr. Și am obținut 2 kg 237 de grame. Voi adăuga prunele într-o cratiță, iar la această cantitate de prune voi adăuga 500 de grame de zahăr. Dacă aveți prunele mult mai verzi, veți adăuga 100 de grame de zahăr în plus. Voi adăuga zahărul peste prune. Voi mișca de cratiță pentru a se amesteca fructele cu zahărul. Le voi acoperi cu folie alimentară, iar acum le voi introduce în frigider și le voi lăsa peste noapte. În cazul în care veți face dulceață de prune, la această cantitate veți adăuga 1 kg de zahăr și veți proceda exact la fel. Bunica mea făcea această rețetă cu o consistență între dulceață și gem. O să vă încânte această rețetă. Am scos prunele din frigider. Prunele și-au lăsat foarte multă zeamă. De aceea trebuie să le lăsăm peste noapte în frigider. Este momentul să punem cratița pe foc. Le voi adăuga într-o altă crăticioară, deoarece folosesc placa de inducție. Vom da focul tare, o vom lăsa la foc tare până în momentul în care vedem că a început să fiarbă. În momentul în care vedem că a început să fiarbă, vom da focul la mediu, o vom lăsa să fiarbă la foc mediu timp de 15 minute. Au trecut 15 minute, vom da focul la minim, vom amesteca, le vom lăsa să fiarbă la foc minim până ce vom vedea că au scăzut la jumătate. Compoziția a scăzut. Când compoziția este ușor solidă, vom adăuga nucile. După cum vedeți, eu las nucile foarte mari. Dumneavoastră puteți să le zobiți cât doriți. Va trebui să amestecați foarte des, deoarece vi se poate prinde foarte repede de cratiță. Vom verifica dacă este gata gemul nostru. Vom adăuga puțin pe o farfurie și o vom lăsa timp de câteva secunde să se răcească. După ce au trecut câteva secunde, vom înclina farfuria pentru a vedea dacă am obținut consistența dorită a acestui gem. Este solidă, dar ușor lichidă. O voi lăsa în continuare la foc minim să fiarbă timp de 10 minute. Am obținut consistența dorită a acestui gem. Am fiert timp de o oră și 15 minute acest gem. Aceasta este consistența acestui gem atunci când este fierbinte. O voi lăsa să se răcească puțin. Cât gemul este cald, îl vom adăuga în borcane. Apoi vom închide borcanul și îl vom întoarce cu capacul în jos. Îl vom lăsa exact așa până ce se va răci complet. Aceasta este consistența gemului de prune cu nuci, ce o făcea bunica mea.
Are o culoare foarte frumoasă. Dacă nu doriți să aveți această consistență, le veți lăsa să fiarbă mult mai mult și veți amesteca continuu până ce fructele se vor zobi complet. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.